pentru DTF. Probabil e cea mai stupidă chestie pe care am făcut-o eu vreodată ca hack, dar în chestia asta eu n-am încredere. Întrebați-mă de ce. Și la 805 am pus un borcan și credeți-mă că au ajuns de multe ori aici și l-am văzut la timp, așa că la asta nu o să am încredere în chestia aia. Mai degrabă nu o să am încredere în mine că o să îl sesizez. Și n-am chef să se umple aici de cerneală și să-mi curgă pe role și pe... Doamne fer, pe perete, pe jos. Și nebunesc dacă se face așa mizerie cu cerneală din asta. Așa că trebuie neapărat la DTF-uri un borcan. N-ai idee că vreau să printez astăzi prima dată cu imprimanta, să fac niște teste, să mă asigur că e tot ok, că după cum vă ziceam, a venit și comenzi că așteaptă. Și ăla e primul lucru pe care am știut că trebuie să-l fac înainte să fac orice cu imprimanta asta. Deci pentru care nu știți care e șpilul, asta e externalizarea de reziduri. Când se fac head cleaning-uri, aici ajunge cerneala. Aici iese și ajunge în borcanul ăsta. Și la fel și la L1800, la fel, de obicei sunt aici niște bureți sau aici pe undeva în care se face chestia asta, numai că la DTF face asta foarte frecvent. Adică două head cleaning-uri când o pornești, două head cleaning-uri când o oprești. Și foarte repede se umple bureții și atunci se renunță la bureți, se externalizează rezidurile și se pun unul din ăsta în care eu n-am încredere. N-am încredere în mie mai degrabă. Chestie numai e că am o singură cheiță din asta de AcroRip și toate setările mi sunt făcute pe laptopul ăsta și acum trebuie să fac toate setările și pe AcroRip-ul de pe ăsta. E curios dacă pot să am AcroRip-ul pornit acolo, fără să-l folosesc, bineînțeles, fără să încerc să dau print și totodată să l-am pornit și pe laptopul ăla, ca să, nu, să pot să fac setările. Pentru că AcroRip-ul nu se deschide fără cheița de, fără cheiță. Și l-am deschis la mine pe laptop și acum o să-l deschid și dincolo pe laptopul celălalt, ca să încep să fac setări. Îmi spune să funcționeze. Bun, în teorie mi-am făcut setările, ar trebui să fie tot în regulă. Hai să îi dăm ok. Așa că prima dată o să scot astea cu soluție de protecție. Yeah, man, you can do it. Trebuie să mai uzeze un ticul, să le pot scoate ușor cu un deget, dar mere. Pam, pam, pam. Bun. Cum să am să nu le pun pe astea invers. Și asta să vină așa. Bun, și acum trebuie să fac recircularea de alb. Bineînțeles că înainte de astea trebuie să le agit astea. Uite ce curat și frumos e totul aici. Vedem în vreo lună. Îmi place să țin toate imprimantele cât de curat posibil. Dar la DTF, frate, nici cum n-am reușit. Al doilea. Țineți cont de faptul că astea se înfundă la un moment dat. Și vă dați seama că sunt fundat în momentul în care, când faceți circularea asta de alb, trage foarte greu, iese greu, te chinui să tragi cu seringa cerneală și atunci e clar că sunt fundat și ar trebui schimbați. Bine ar fi să aveți damper de rezervă înainte să aveți nevoie de ei, da? Să-i aveți la îndemână aici atât timpul pe stoc. Am o grămadă, pentru că se înfundă și se înfundă că ți-e mai dragă lumea. Și atunci ai impresia că ți-e înfundat capul de printare și tot dai head cleaning-ul și risipești cerneală și numai faci prostii. Al treia cap de printare aici, da? Vă rog, ascultați-mă la chestia asta. Ok, aici șterg un picuț din cerneala asta, că deja fac mizerie. Lez, după cum ziceam, nu se poate la cerneala DTF, la imprimantele astea să nu faci mizerie. Dar cât se poate, o să mențin curată. Se simt astea noi că abia intră la loc. Trebuie să se uzeze un ticuț să intre mai ușor. Da, bun, ar fi tot în regulă, să-i dau drumul. Și vreau să-și facă damblaua. Ticuț. Foi de nozzle check o să le folosesc exact pe aceleași pe care le folosesc și la L805. Nu e necesar A3, e suficient A4.
Ceva nu-i bine. Încă nu-i bine. Așa că îmi dau un head cleaning. Încercarea numărul 2. Well, better, but... Ceva nu-i bine. Sau cred că e bine și nu văd eu bine. După cum vedeți, folosesc o foaie pe care am mai folosit-o deja și cred că mă fură liniuțele astea. Pentru că știu unde ar trebui să iasă cerneala și cum. Pe asta. Hai să încerc una proaspătă. Pentru că cred că ăsta pune în alte locuri cerneala și mă fură. Hei, e perfect. Și avem una, două, trei, patru, cinci culori. E perfect. Nu văd galbenul. Ba da, e acolo. E acolo și nu-l văd eu. Nu se vede din cauza că e... Da. Bun. Vrei să vezi tu? Da, vreau. Tu vezi galbenul? Da, mi-e dat ce subtilă, dar da. Bun. Perfect. Hai că e ok. Yay! În regulă, e ok. Hai că facem primul test. Și ca prin test, mi-am făcut un layout cu patru pătrate în cele patru colțuri și clovnul ăla colorat de la AMD. Doar ca să mă asigur că toate culorile sunt printate corect. Pentru că vreau să văd extremitățile, că se printează bine până în extremitățile layout-ului meu și culorile sunt ok. Și o să vedeți că durează câteva veșnicii să printeze asta. De-aia am făcut un test atât de mic. This is gonna be fun. Și o chestie awesome, mega genială la imprimanta asta, este că nu mai avem nevoie de acel pătrățel din colț. Deci la imprimanta asta, Diana, nu mai trebuie pus pătrățelul la sticăraș în colț. Nu! Da! Pare ce tare! Da, exact. Că are altfel senzorul de citire a hârtiei. Și el să știe că are hârtie acolo chiar și pe asta, care, da, la care nu o să-i punem pătrățel din asta. Da, dar la 805 în continuare o să trebuiască. Bun, bine, continuăm. Hai să dăm un prim test. Laptopul meu e fără darcă pe el. Nu stai așa, nu mă să rezolvăm problema. Așa? Asta e laptop dark. Ca la țară, dar mere. Nu se vede de la depărtare. Ca la țară. Bun. No, extremitățile astea arată bine. N-avem pizza wheels aici. Uite, am aflat ceva. Dacă printează doar într-o parte, nu face cursă completă. Asta mică printează dintr-un capăt într-altul chiar dacă... Nu, nici asta nu face asta. Dar sunt unele imprimante care fac cursă completă. Ah, Roland, de exemplu. Da. Deci Roland-ul, chiar dacă are de printat numai aci un tic, face cursă completă, du-te vino. Foarte bine arată și astea. Deci înseamnă că aș putea să le mai împing un picuț în laterale până încep să văd pizza wheels sau alte defecte. Dar suntem pe calea cea bună. E la fel și aici. Oh, ce bine arată negru ăsta. Doamne feri, perfect. Nice, very, very nice. Și clovnul ăsta arată iarăși nice. Awesome. Bun, perfect. Avem un test trecut cu succes. Primul test DTF. Awesome! Da, mă pun acum să-mi pun în layout-ul ăsta proiectele pe care trebuie să le printez și să și urmărăm niște comenzi cu ea. Cât de mult o așteptăm. Și avem primele două fișiere, două A3-uri, sunt aproape full page. Ăsta e unul și ăsta e al doilea, care o să fie primele printuri DTF printate cu A3-ul nou. E ceva de genul ăsta, cam atâta o să vină din toată coala, deci aproape full page. Și asta e o țâră mai mare. Și o să pun GoPro-ul și un telefon cu un cronometru aici, să vedem cât ia să printeze ăla. Bun. Bun, hai să-i dăm un mirror, print și totul e ok. În momentul în care începe imprimanta să scoată zgomote, atunci o să-i dau on, pornire, start. Bun. Am început. Asta sigur o să vă dea de gândit dacă să vă cumpărați una din asta sau una din asta, când o să fie ambele disponibile. Pentru că dacă n-ai nevoie de suprafața aia mare, promit că nu e ok să-ți iei una din asta mare. Noi am folosit-o asta mai bine de un an de zile cu succes. 99% din situații au fost suficient. Dar asta rămâne la latitudinea voastră.
19 minute fără câteva secunde. O durat printul ăsta. Deci, atâta o durat 19 minute să-l printeze. Și nu-i full acoperire. Deci hai să zicem, cred că undeva la un 25 de minute ar dura full print acoperire, ce e drept și la rezoluție de 1440x1440. Dacă dai la 720, e mai rapidă. Dar la rezoluția asta poți să faci 4 pe oră full. Ține-ți cont de asta, bun? Până imprimantele își fac treaba aici, vreau să mă ocup de altceva, la fel sau poate e mai important în tot procesul ăsta. Cuptorul! Sper mai din suflet să fie dimensiunea care trebuie. Pentru că l-am luat, să zicem așa, cam ochiometric. Come on! Ok, garanția. Tava și prostile astea are rotisor. O să rotisăm DTF-uri. După o coală A3 să verific ceva. Vreau să mă asigur că e dimensiunea potrivită. Oh shit. Well, e cam la fix. S-ar putea să fie o mică problemă. Da, l-am luat prea mic. Vedeți? Problema. E prea la fix. S-ar putea totuși să nu-l afecteze prea mult. Deci, da, luați-l pe ăla de 55 sau de 60, să fiți siguri. Așa e. Da, așa e. Deci m-am eu zis. Măsurat din șanț în șanț. Da, ceva e genul. The bastards. They lied. Cred că și o troacă din asta roză întrebe mai mare. Damn it. S-ar putea să funcționeze așa. Un an de zile de utilizare. Opa, cum arată turtia din cuptor. Dar grătarul arată perfect. Asta arată tot ca noi. Încape cumva. Sper numai că funcționează aceleași temperaturi. Nu văd de ce nu, dar da, să vedem. Hei, are bec. Ia bun, lasă să se încălzească. Că dau acum mai tare să se ardă, că știți că la început cuptoarele trebuie să se ardă, deși nu știu dacă e și... I don't know. Lăsăm așa și vedem ce se întâmplă. Să sperăm că o să meargă bine din prima. Eu nu iarăși trebuie să aștept 28 de minute pentru un print. Ok, hai cu un căput. Hai să vedem și jos dacă pot pune unul pe tavă. Ok, ok, apare în regulă. Să vedem. A, n-ai, e curios cum iese. Ui, iese ceva praf. Trebuie neapărat să montez o hotă aici. Scoatem pe primele, să vedem ce se întâmplă cu ele, cum se prezintă. Asta de jos e dubaș. Asta e temperatura prea mare. Asta de sus e ok. E aproape perfect. Bun, deci o să reduc puțin temperatura. Da, deci asta e perfect. Nice, very, very, very nice. Bun, asta de sus e ok. Da, am redus un pic temperatura, să sperăm că așa o să avem rezultate mai uniforme. Și arăt de ce zic eu că e temperatura prea mare. Avem zonele astea care par așa crăpate cumva, zici că s-o trecut căldura prin ele și se vede așa puțin zgomot aici în zona asta. Bine, e foarte, foarte subtil, trebuie să știi că e acolo ca să-l vezi și pe haină slabe șanse să se observe, dar nu, v-am zis eu, cu clienții noștri cu pretenții și cu piticii mei de pe creier,
Asta nu o consider ok. Dar, în sine e ok. Numai că știu că mai am de lucru acum la setări, la reglaje, la ajuns la ceva ca lumea. Dar oricum suntem foarte aproape de ceea ce trebuie. Bun. Temperatura, hop, tot țâră mai jos. Da, asta e perfect. Și ăsta care a fost jos. Yep, uniform, frumos, perfect. Gata! Da, dacă vă luați un cuptor din ăsta, acolo l-am pus eu. Ceva de genul. Și la un minut jumate. Oricum, trebuie să testați și voi să vedeți dacă e ok pentru voi, dar pentru mine a funcționat așa. Ăsta am emoții. Trebuia să fie două din astea, după cum v-am arătat la început, doar că nu-mi place ce s-a întâmplat. Precum să vă arăt, uite în zona asta. Aici nu știu dacă s-a prins ceva praf. Pentru că e foarte, 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 foarte fin, foarte slab, foarte subțire stratul de alb. Și aici, în zona asta. Și n-am încredere că o să reziste la spălări. Așa că am făcut doar unul și asta doar să văd ce se întâmplă cu el după cocere, dar eu n-aș avea încredere să-l pun așa pe o haină. Așa că i-am scris clientului că avem o situație și prefer să nu-l fac și la prima spălare să înceapă să se degradeze. Doamne fer și apără, nu facem din astea. Așa că aștept să revină clientul, să-mi zică ce facem, sau nu, eu o să-i sugerez să schimbe designul. Mai exact să renunțe la textul ăsta cu transparență mare și continuăm de acolo. Procesul e ok, funcționează, m-am prins, toate bune. Mai trebuie să fac încă câteva teste de extremități, să văd până unde, cât de mult pot mări suprafața de printare, că vreau să maximizez zona de print. Dar în principiu, gata, putem face și imprime DTF A3. Putem personaliza cu ele, îi țâță, îi ce trebuie. În curând o să punem și pe site layout-urile pentru printul A3 și pentru astea extra lungi pe 805 și o să fie ce trebuie. Și acum că am terminat de printat cu ea, trebuie să o închid, adică să scot cerneala din capul de printare și să curăț tot. Așa că o să iau un burețel din ăsta, care vine în kit cu imprimanta, o să-l umezesc și să curățăm imprimanta pe interior. Asta pot da la o parte, așa, trebuie astea scoase. După ce se mai uzează un picos, le pot scoate cu mâna, dar deocamdată mai greu. Și acum hai să vedem șmecheria de aici. Deci, pentru deblocare, trebuie în partea aia, încolo, învârtit de 1,5 ture. Pornim de aici și dăm una și încă jumătate de tură ar veni pe aici. Paci. Și hai să vedem dacă s-o dat la o parte. Ăla e toti. S-a deblocat. Bun. Și acum facem curat pe aici. Da, bun. Și cel mai important e să-i curăți lama asta, de care se șterge efectiv capul de printare. E așa. Bun. Și în jurul capping-ului mai șterg eu, care o fac și când curăț capping station-ul de la Roland. Asta e una cu bețigașul ăsta. Se poate refolosi la astea, la Roland nu, dar la asta, la cerneala asta se poate refolosi. După aia, pun asta, burețelul umed, aici pe unde vine capul de printare. Și efectiv o să duc carul de printare cu capul. Și o să-l frec, da? Vreau să țin puțin de burete și să împing carul de printare cu capul peste ăla. Ăsta are așa un picuț de joc, îl ridic, așa, și îl trec, uite așa, frec bine, după aia îl întorc. Mai fac încă o dată exact aceeași mișcare, numai să-l pun aici bine pe poziție. Și curăț bine capul, e așa. Bun, și mă duc să curăț asta, că e jegos. Efectiv, o să-l spăl la chiuvetă. După aia duc înapoi carul. Pun cât de cât pe poziție și ca să reblochez trebuie să duc în cealaltă direcție două ture și jumătate. Bun, hai să vedem început de aici. Una. Două ture. Și jumătate. Acum o să iau astea și o să le pun acolo. Așa, una, două, trei, patru, cinci, șase. Bun, și astea îs cu soluția de protecție de capping și vreau să scot acum toată cerneala din capul de printare și să înlocuiesc cu soluție din asta. Că la fel ca și la 805 o să-i dau două head cleaning-uri și ar trebui să fie A-OK. Facem asta acum și după aia o să dăm un nozzle check să mă asigur că e așa cum cred că trebuie să fie.
Tot de happy că o ținut chestia asta și nu curge cerneală pe aici. Asta-l pun la loc. Așteptăm să-și termine cleaning-urile și după aia o să dăm un nozzle check. Parcă mai sunt chiar câteva liniuțe cu reziduri de alb, așa că încă un head cleaning și să mă asigur că e totul și cum trebuie. Astea le pun fain frumos aici. Astea le închid. Astea la fel. Good job. Nani bun. Sper că vi s-a părut interesant și v-ați făcut o idee despre cum se face printul DTF cu un A3 de la AMD și așteptăm în continuare întrebări, curiosități și nu știu ce vreți voi să știți despre primanda asta și ne vine data viitoare. Ciao.